Bună, sunt Ana, front-end developer la Oddweb și lucrez cu plan de un an. Am să prezint un template de card din listing block și un footer. Amândouă au fost realizate pentru Copernicus in situ. Acest template pe care îl vedem se numește Reports Card Template și a fost realizat pentru a lista elemente în acest fel. Avem un grid, iar în el avem cardul care conține icon, titlul care către conținut și data efectivă a conținutului. Implementarea acestuia a început încă din Index.js, acest fișier care conține toate setările de configurare. Aici am importat Reports Card Template, l-am adăugat ca template în extensiile listing blocului și am adăugat în felul următor. Un ID, dacă este default, un titlu, template și schema enhancer. Titlul corespunde cu cel pe care le selectăm din card, iar aceste două funcții, set card model schema și set card styling schema, sunt două funcții care se găsesc în schema.js. Funcția set card model schema setează schema de date pentru carduri și prin ea putem să modificăm câmpuri sau putem să adăugăm altele. Câmpuri precum has link, max title și has date sunt definite chiar aici. Iar funcția set card styling schema este utilizată pentru a defini schema de stil, care este cea de aici, care cuprinde câmpuri precum theme, inverted și rounded. În fișierul cards reports card template definim template-ul pentru un card și ne folosim de componentele card meta și card title pentru a afișa metadatele și titlul cardului. În card title, pentru a afișa titlul, ne folosim de o componentă din Plonvolto, conditional link, care face legătura dintre titlul paginii și linkul către conținut. Iar card metadata afișează effective date care se află în card sub formatul de year și month. Acum o să trecem la footer. Pentru footer am customizat componenta footer din Volto. Ne folosim din store-ul din Redux pentru a prelua informațiile necesare, cum ar fi footer actions, copyright actions și social actions, pe care le transmitem mai departe componentelor, cum ar fi, le transmitem la subfooter, la sites, la social și la actions. În continuare, footerul a fost împărțit în trei rânduri. Primul rând conține cele două loguri randate de componenta subfooter, care primește o listă de organizații ca prop și le afișează ca link-uri cu imagini. Al doilea rând conține trei coloane, o coloană reprezentată de Copernicus Services și de logurile aferente site-urilor. Aceste site-uri sunt randate de componenta footer sites, care ia site-urile din props și le afișează ca link-uri cu imagini într-un grid. Iar al treilea rând este reprezentat de lista de link-uri, privacy policy, sitemap și cookies prin componenta footer actions, care primește site-urile ca prop și le afișează într-un grid de link-uri interne. Iar cu acesta am ajuns la finalul prezentării și vă mulțumesc mult pentru atenție.